La rugăminte, salut la toată lumea, mă numesc Oleg Adrian, mulțumim la toată lumea pentru susținere. Nu pot spune că și eu am fost foarte corect, anume când repetam toate prostiile care i-au zis, dar dacă nu era să vă zic toate prostiile care ne-au zis mie, nu era să înțelegeți cât de ghini au îndeplinit legea lor lucrătorii de la numărul 1. Astăzi s-au venit Prime, ai auzit așa canalul? Da, da, televiziunea lui Plahotniuc. Da, au venit astăzi și ne-au filmat pe noi. Și... o clipă. Stacă. Și știi ce au făcut pazii și ăștia? Ei au luat o tăiet acolo unde când m-au palit pe mine, anume când eu au palit o tăiet asta, și au lăsat acolo unde numai cu bastonul eu palesc pe dânsă. Nu când reacționez înapoi, știi? Și arată la polițiști și la... A, ești la Prime, au arătat că când că, ia că eu singur am venit și astea, dar o femeie au zis acolo, că, care au văzut video, s-au zis că vă știu, domnule, și mă tăchii dură, și mă poverim то, що вот человек пришел не зря, и не с того не с того начал бить палкой по всем витринам, что вы мне тут... По... Și când martorul meu a văzut Vlad, el a zis că acolo o tăiet. El deodată chiar acolo pe loc a zis că e tăietură. Și am sunat la societatea orbilor. Am întrebat cu ce ar putea să mi ajute mie. Și... Dar tu ești membru? La, da. Și la noi este avocat special care de la Șveițarie sponsorizează anume pentru toți invalidi. Nu de mult o deschis, vreo 2-3 ani de când s-a început asta ajutorul de la stat Șveițarie. Și ei ne consultă pe noi. Și ca să nu vorbesc eu mult, asta ar trebui să citim. Va fi foarte... Dar cine ți-a dat documentul ăsta? Cum? Asta e cererea mea, avocat ne-a ajutat să completez și polițiștii ăștia au început să compui că el și Vlad au venit la mine și ne-a luat acordeon la dânsul acasă, dar ăștia de la numărul 1 au zis că ia că el vine cu alt băiet și îmi ia bani și duce, mă duce cu taxi și înapoi, știi, și au zis la poliței, la amen, tu șala. Ei, și acum inventează și ei ca să da, nu și tare și novat. Dar polițiștii nu este în știi și îmi spune nie. Ia că noi de-amă știm că ia că ai acolo care îți iau banii și astea în loc să șadă și să... Măi, dar când le cam șchioapă-te, el șchioapă-ți-et? Napoi ei și să-ți părede-te și ia că... De asta crezi că șchioapă-te sau e șerbinte? Miau, iedi-se, nu, nu... Sau e șerbinte asfaltul, poate? Șerbinte asfaltul, de atâta că... Miau, iedi-se, da. De atâta că el ieri s-a spăriet și-a fugit. Este devăcică, da? Mălcică. Vedi să dai mi-au mânoșcă pe pravim tine. Unii are problemă cu sustav, știi? Da. Și el ieri s-a spăriet când m-a palit pe mine și m-a zguduit. Da, el și de mine se teme, am văzut că. Și pe agresiv. Da. Мы ухаживаем за ними. И я заспустила Праймка, как он повтим, но я же до девой Луиса Ляга, около кыни. Да я ну что, как у меня винила меня спичал, мы нерпим, кондукатор кыни, что? Что около ну Ляга не ми, как около Парсимблу, тицы и димыны, что у нее рабсом пропысов у нас там. Что и он зазывает еще кредит, что да, как все видят, в Германии он нормал, едукат, что если и пропунется цениться, ну, гель кондукатор кыни, который дополечит, требует себе куда dânsul. Și dacă poți să nu vorbim mult, să citim tot asta. Da, Oleg, dar nu cred că are rost să o citim, pentru că ea repetă și ai povestit cu ieri s-a întâmplat. Tu doar ai spus avocatului. Poți ști doar partea finală. Știu, invocă legile, normal, dar ei se adresează Consiliul pentru Prevenirea Discriminării, Consiliul pentru Egalitate. Aha. Tu știi unde te adresezi, da? Da, da, ai fost deja la ei sau îi se duci cu cererea asta? Nu, el se duc singur, el se ocupă cu asta. El a primit cererea de la mine și el a zis ca să lucreze cu asta. Am înțeles, foarte bine, da. Că eu și nu văd și ei au grijă de oameni și care... Și cer ca să fie constatată discriminarea directă pe criterii de dizabilitate severă de vedere în acces la servicii publice de comerț din partea supermarketului numărul 1 față de tine, Oleg Adrian Vlad. Acțiuni care au avut loc pe 21 iulie la ora 7:50 până la ora 9, manifestată prin refuzul de a întreprinde măsurile de acomodare rezonabile, sau așa se numește, îmi pare că da, în vederea accesului liber. Rog examinarea plângerii în regim prioritar, dat fiind că sunt acțiuni de protest continuu în fața supermarketului. Acolo sunt legile care e foarte principal să citim, să asculte lumea că sunt la noi totuși legi, că nu sunt pe hârtie. Da, văd că invoc articolul 20 aliniat 5 din legea 60, cum ai zis tu, din 30 martie 2012 privind incluziunea socială.
Eu atunci am încurcat, am zis 120. Ai zis articolul 120, da, dar legea a zis-o bine, 60, da. Și legea prevede, câinele ghid care însoțește persoana cu dizabilități are acces liber și gratuit în toate locurile publice și în mijloacele de transport. Și invocă și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 14, despre interzicerea discriminării. Bun, să vedem ce ori face. Acum, statul trebuie să demonstreze că te apere, că te apără. Să le aplice lor amenzi, oare paznicul și ala l-a dat afară, nu știi. Nu a ieșit nimeni de la, administrație, nu a ieșit nimeni. Încă căutau să mă învinovățească, au zis că eu sunt vinovat. Tot aia advocată și ăștia îmi dau cu minciunea la Prime, la polițiști. Dar polițistul și-a cu bârfa asta, că ea că noi de-am știm că cineva vine și ție bani. Și așa mai departe, am chemat pe Vlad azi și el drept în fața lui, eu zis, ia că eu i-am ajutat lui. Să cumpăr plășinta asta, eu n-am luat niciun leu, omul, eu zis, și credeți, dacă eu iau bani și mă duc să-i cumpăr și apă, eu îmi iau nie, eu singur îi ajut cum pot lui. Înțelegi cum? Și prelungim să stăm aici, la soare. Cam nesănătos, văd că și câinile s-au dat la dos săracul, la umbră, dar tu stai în soare. Câinile încă așa special mai se plimbă prin fața numărul 1, atât de rapid așa. Noaptea noi să ședem și păstrăm pe dânsă cărnațul lor, să nu se piardă, Doamne Filește. Și ia ca așa, dar sperăm că tata să fie bine. O reacționat foarte nu bună societatea orilor, că nu a aflat chestia asta. Eu am lămurit tata cum a fost, martul cum mi-a tot zis. Și ei au zis că ea se facă interpelare la numărul 1 cu rugăminte să dea răspuns pentru ce așa au acceptat cu mine și cu la primărie să scrie plângerea din partea mea. Dar asta n-a să ajută nimic, fiindcă vedeți, ăștia îmblă cu minciuni numărul 1 și ea să scrie că e că el singur vinovat și gata. Dar la primărie și se ceară, că nu înțeleg. La primărie, pur și simplu, se depune plângerea că în orașul lor s-a făcut nelegiuirea în fața... Și să îi instruiască, să respecte legea 60. Ca când așa ceva, dar, mă rog, știi cum, eu nu mă gândesc că ceva să ajute. Eu, pur și simplu, de ce am vrut să șterzi ca să vadă lumea că la noi este lege, sunt. Da, dar nici nu s-a îndoit nimeni și nu, da, vezi că ăștia nu invocă lipsa legii. Polițiștii azi au zis că eu scot tipi lampăci câte de legi. Ei, polițiștii de regulă sunt ignoranți, ei nu știu nici de drepturile domnul omului, Pietre nici de Constituție. Cum îl cheamă? Domnul Pietre, de la 4, sectorul 4, dacă corect se numește. Polițistul de sector, da? Da, și am vorbit cu domnul Frunză și l-am rugat să-mi schimbă pe omul ăsta, că el îmblă cu desi. Dar Frunză cine e? Comisarul? Comisar, inspectorat, da, de inspectorul poliție. Șef, da. Comisarul este, da? E altă dată schema. Comisar, acum e inspector șef. Sau șeful inspectoratului, tot un drag. Da, așa ceva. Și i-am spus care e problema, să vedem ce va fi. Tu aveai cicatricea asta la mână? Poftim? Aveai cicatricea asta la mână? Da. De mult? Eu, nu te-am văzut până așa acum. Așa de cu minte am fost când eram mițel. Eu și acum cu minte. Am închip, am observat. Da. Dar eu niciodată, Oleg, nu sar la oameni, mai ales el era cacioc, Vlad Sânăr spune că el năcacin așa era care da, m-a palit pe mine. Apoi eu sunt prost să sar acolo unde eu știu că eu așa n-am năras să sar pe cineva, dar încă să sar pe doi cacioși care sunt ei în cap și să mă stradă mazahist sau și numai dacă era știu cu granată, înțelegi cum? Nici asta nu-mi trebuiește, nici îmi trebuiește pace și eu am lămurit lor azi. Câinile conducători nu pășa de unghiei. Ia să vii cineva din Europa și să-i propui să adă lor câinile în unghiere. Dar pe ea să ridică mâinile în sus și să spui că țara e nebună. Tu și citești acolo? Fotografiezi? Nu. Deci noaptea când te-ai întors și ai rămas pe noapte, a venit polițistul de sector, da, Igor. De sector la ora 4 a venit la mine. Și așa frumos a vorbit cu mine, Oleș, că nu te supără nimeni, știi? Să vede că pred nimeni om bă-l săvârșenă drugim, știi cum? Sunt doie, bașa acolo, bașa aici. Dar aici el a venit așa, știi, creștinie, știi, ca un om normal. A venit la mine și m-a întrebat, tăt normal, nu te supără nimeni, știi cum? Că eu mai uit când trece lumea, mai apără magazinul, eu trăiesc pentru dânsul. Nu-i furi cașcavalul care eu iubesc. Tu știi, la deja este pești.
simplu, proaspăt și bineînțeles poți să-l prăjești deodată. El e curățit tet-tet-tet, așa, cu mașinca e curățit acolo. Mai la altă el noi am intrat fără nicio problemă. Era alt paznic, da. Am intrat frumos, am luat, azi ne-a propus să intru iară. Dar eu am zis, nu intru, că m-a supărat și așa mai departe. De pe urmă mă râd cu juristul meu și îi zic lumea, nu te poți și eu, păi du-te că tot să-l știi mine, să-și ați văzălțit tot și udar că trebuie mie de alivu. Oho, da, vrei să-l plesnești? Nu. Eu nu vreau să am probleme cu nimeni, știi? Cine? Aici, oameni. Asta apa? Nu, e chefir. Asta tot chefir? Da. Dar e mic. Dar e mic. Alături este o sticlă de apă mare. E dulce. E ca asta, de dulce, da, e limonadă. Dar simplu nu, da? Este și apă, da, uite, asta e apă. Asta e alumea. A, da, și nu beți împreună? Nu, că nu beau. Дело в том, что если я сейчас его воду выпью, и требовал бы. Интерес, да. Да, это йогурт, а кефир скрыт я. О, возутка я убил кефир. Да, паю стекла море около. Да, вообще, толпа бабатрона. Кудженцы, ты vrei să arăt cum eu dorm? Dacă nu vrei, stai acasă, dormi aici. Văd că ți-ai adus și ghemurile de apă, de la ață și îmi plătești, da, ce faci. Da, dar de unde îmi vin să ghemuri? Se vede, e deschis un buzunar aici. Să închid? Da, închid. Da, eu mai șut mai plătesc, dar n-am dorit să plătesc. Îți faci haine de iarnă? 4 ori. Sau fulare sau ce faci? Nică nu fac. Dar și îmi plătești? A, da? Da. Treacă timpul.